Luna februarie este una bogată în evenimente la Teatrul de Artă din Deva. Iubitorii Italiei vor avea parte în această lună de 5 reprezentații pentru toate gusturile și toate vârstele, printre acestea fiind și prima premieră din acest an de la Teatrul de Artă din Deva. Cu drag ne-am gândit la absolut toată lumea care își dorește să vină la teatru, așadar programul Teatrului de Artă din Deva este următorul. În data de 11 februarie, începând cu ora 19, vă așteptăm la prima premieră a acestui an, și anume Nu-i ușor să fii bărbat, în regia lui Mihai Panaitescu. În data de 16 februarie, tot de la ora 19, avem spectacolul Dezleganie, care este un concert dedicat lui Constantin Brâncuș. În data de 18 februarie, de la ora 19, Duelul pianiștilor. În data de 20 februarie, de data aceasta de la ora 11, ne adresăm celor mici cu spectacolul Vestitul Peticilă, în regia lui Eugen Pădureanu. Iar în data de 25 vă așteptăm la Geri și câinele, regia Mihai Panaitescu. Deci, multe spectacole, sperăm pe gustul dumneavoastră, vă așteptăm la teatru. Mai multe detalii despre ce se va întâmpla în această lună la Teatrul de Artă din Deva puteți afla de pe pagina de Facebook a instituției, precum și de pe site-ul acesteia.